Cea de-a doua ediție a simpozionului Valori Naționale în creația Mitropolitului Bartolomeu Anania, desfășurat zilele acestea la Suceava, s-a încheiat cu slujba de pomenire în memoria ierarhului. Parastasul a fost oficiat la Mănăstirea Dragomirna de înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pentru noi, poporul român, noi slujitori și fii biserici, rămâne un om nemuritor, adică este permanent pomenit pentru virtuțile sale și mai ales pentru această înaltă conștiință față de virtutea iertării sau a dragostei creștine, pentru că așa spune Sfântul Apostol Pavel. Toate cele bune se le avem, toate virtuțile. Dacă nu avem dragoste, nu avem nimic. Deci cultura lui, la nivel de enciclopedie, cunoștințe cu multă cuprindere, totdeauna a fost împletită cu dragostea și iertarea creștină. La slujba au participat rude ale Mitropolitului Bartolomeu, obștea așezământului, dar și profesori universitari de la Cluj, Alba Iulia și Suceava. Ne-am reunit în cea de-a doua zi la Mănăstirea Dragomina pentru a-l pomeni cu mult drag pe Mitropolitul Vladicul Cărturar Bartolomeu Valeriu Anania, cel care ne-a fost mitropolit, ne-a fost mentor și o personalitate culturală și bisericească de care toată România este mândră. L-am apreciat și l-apreciem pe Mitropolitul Bartolomeu pentru demnitatea sa, pentru cultura sa, pentru noblețea sa duhovnicească și culturală. A fost o zi de excepție în care s-au prezentat remarcabile lucrări despre viața și opera acestui mare cărturar și model în cultura, teologia și viața socială a României contemporane. Pomenirea celor adormiți este o datorie creștinească pentru noi toți, o recunoștință adusă pentru cei ce au trecut la Domnul. Ne bucurăm că astăzi, la Mănăstirea Dragomirna, putem aduce și noi un mic prinos de recunoștință și rugăciune pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania, cel care a fost un vrednic slujitor al Ortodoxiei, al Bisericii, al Umanității, al Culturii. Simpozionul dedicat Mitropolitului Bartolomeu Anania a fost găzduit de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.